Am revenit, prieteni, aici la canapea, la clipa asta, vă miștoa, sunteți foarte dragi și așteptați ca de fiecare dată. Le spun bună seara cu drag domnului Ricu Vodă, bine ați revenit. Bună seara, bună seara. Și domnului Mihail Glivici. Bună seara. Și acum să vă zic de ce suntem în componența asta acum. Suntem în componența asta pentru că formația Fagure a renăscut. Dragilor, conducătorul, directorul formației Fagure, mister Ricu Vodă, și domnul Mihail este conducătorul artistic al formației. Am zis toate bune, da? Da, da. Bună seara, felicitări! Mulțumim, mulțumim! Mai întâi și la început să le spunem și telespectatorilor că de fapt ne-am adunat cu o ocazie specială, nu doar să vorbim despre formație, dar să vorbim și despre concertul formației, primul concert de când a renăscut aceasta, care va avea loc pe data de... 14 decembrie! Adică mâine! Mâine, mâine! Așteptăm pe toți! Cum a venit ideea asta, domnule Ricu, de a renaște formația Fagure? Ideea asta așa zboare mai mulți, mulți ani, fiindcă și nu aveam posibilitatea asta să reînnoiesc formația, dar și cred că nu era timpul și momentul, dar acum și vârsta și totuși este o nostalgie și cred că plus experiența pe care o avem cu băieții și cu tine, Doinița, hai să fim sinceri, prima solistă este formație Fagure, este Doinița German. Ta-da! Da. Mare noroc pe capul meu, dragilor, în această echipă de domni, de muzicieni extraordinari, de săvârșiți, eu o singură domniță, înțelegeți, da? Cine e norocos în trupa asta? Da, și ar fi un mare păcat, măcar să nu încercăm, dar cred că cu ajutorul Domnului și cu puterile noastre și cu curajul nostru vom reuși un lucru frumos. Cât de receptive au fost albinuțele atunci când le-ați spus că, hei, albinuțelor, este momentul să ne adunăm în stup și să facem miere în Fagure, da? Cum s-au strâns oamenii? Au venit așa ușor, v-a fost ușor să strângeți colectivul în această formulă? Mi-a fost ușor, fiindcă, să vorbim sincer, colectivul a fost. Mi-a fost bine, fiindcă am luat albinele gata, pregătite de acum, muncitoare, cu muncitoare, da. Și au acceptat invitația mea, propunerea mea și s-au adunat față de acest lucru foarte serios. Acum muncim, lucrăm, facem concertul facem. Da. Domnul conducător artistic, domnul Mihail. Da, da. Câți membri avem în trupă la această clipă? Cine sunt ei, ce instrumente avem? Faceți-ne așa o descriere generală, ca să știe lumea ce se vadă mâine la concert. Nu, noi, значит, располагаем следующим арсеналом музыкантов. У нас клавишники, у нас гитарист. Я, в частности, барабанщик и бас-гитарист. Но есть еще у нас и духовая небольшая секция, труба. Ну, в общем-то, и Домну Рико у нас тоже участвует непосредственно во всех наших аранжировках. Он, кроме того, что он замечательно и поет как вокалист, он еще, к тому же, еще у нас очень даже неплохой скрипач. И это вот вы, надеюсь, все увидите, как это будет звучать на концерте, как это все будет в реальности выглядеть. Так что вот такой арсенал музыкальных инструментов довольно богатый, скажем так. Care sunt impresiile de la momentul actual? Cum s-au lipit toate lucrurile? Cum s-au unit toate lucrurile în formația asta? Pentru că formația, cum s-a menționat mai sus, fiind nouă, dar totodată veche, sau cum să zic, funcționează, s-au aranjat lucrurile, merg perfect? Ну, произведения, которые мы исполняем, они, в общем-то, конечно, уже существовали, имели как бы небольшую уже свою историю. Это и новые произведения, и уже произведения, получившие признание, заслуженно получившие признание в молдавской эстраде, скажем так. И поэтому было несколько сложно подойти к их аранжировке, к их исполнению. Некоторые произведения мы исполнили прямо вот в такой аранжировке, как она существует изначально, а некоторые мы немножко внесли свои какие-то коррективы, и вот они звучат немножко в другом ключе, скажем так. Care sunt așteptările, domnule Ricu, de la acest concert? Mâine o să fie concert, emoțiile sunt fierbinți. Eu nici nu știu, mai bine de emoții să nu vorbim, că eu cred că termometrul e la vârful. Explodează, da? Eu cred că totuși până la urmă
o să reușim. Dar mă gândesc la mai multe spectacole să fie prin țară, prin republică, prin orașelele noastre, să încercăm și la Bălți și la Ungheni și eu cred că spectatorul o să ne aprecieze, poate nu toți, fiindcă nu pot să le fie la toți pe plac. Dar de acum spectatorul decide cum să zice. Noi, în schimb, facem tot posibilul ca să fie frumos, să fie profesionist, să fie la un nivel destul de înalt. Dacă e să calculăm de cât timp există trupa noastră? Așa să calculăm, trupa există de mai mult timp, fiindcă, dar așa e undeva un an, n-are un an. Deci în momentul în care am zis că Fagure și Sfagure. Fagure, da, ne-am adunat, am spus cum, Fagure. Și s-a pornit munca, s-a pornit, am dat programul la minister, Ministerul Culturii a aprobat. Așa. Dar suntem formații cu pașaport. Aprobată. Da. 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 Și bravo. De acum depinde de noi, de răbdarea noastră, de înțelegerea noastră, de mobilizarea noastră. Concertul ăsta era cumva un lucru obligatoriu sau a venit așa din suflet? Nu, nici într-un caz obligatoriu. E un concert exprompt, așa fiindcă m-am gândit ce putem să facem noi, unde, cum să, ce facem mai departe. Și m-am gândit, să începem la un concert, să vedem cum a reacționat publicul, cum noi ne-am simțit în scenă împreună, fiindcă când ești într-o cameră mică la repetiție, e una. Dar totuși scena te deschide, îți arată tot ce poți. Și de asta a fost așa un lucru spontan, dar să vedem până la urmă. Bun, și ultima întrebare, suntem gata de concert, domnilor? Eu cred că da. Sigur că da. Domnul conducător artistic, suntem gata sau suntem o să vă facem de rușine mâine? Nu. Suntem gata. Suntem gata. Acum o să trecem puțin la compoziția muzicală pe care o să o interpretăm în câteva clipe, alături, dragilor, de altfel, de toți băieții din echipa noastră, da? Să știți că scena platoului nostru este mai mare și o să încăpem cu toții acolo. Am ales să cântăm astăzi Urarea de Sărbători. Da, da, o să cântăm. Și cred că pentru toți spectatorii și care așteaptă această piesă. Da, pentru că suntem acum în preajma sărbătorilor de iarnă, deja s-au dat startul sărbătorilor, toată lumea este cuprinsă de această frumoasă euforie, așa că înainte ca să mergem la platou, vă las câteva clipe ca să le urați ceva telespectatorilor și să-i poftiți la concert mâine alături de noi. Da, înainte de a ura și de a pofti, aș vrea să menționez că mâine la spectacol va fi și prietenul formației noastre, Nicolae Hodină, pe care îl apreciază o lume întreagă, că umorul lui așa modest, umorul lui finuț, și o să fie surprize în spectacol. Și cu această ocazie vă urez, dragii mei, numai sănătate, vă urez să aveți pace sufletească, să ascultați muzică frumoasă, mâine mai ales, vă rog frumos, fiindcă o să fie muzică frumoasă. Așa, și bravo. Până la noi întâlniri, la mulți ani. Mulțumim frumos! Domn Mihai, vă rog! Ну, мне хочется тоже как бы обратиться ко всем слушателям, ко всем телезрителям с пожеланиями приходить на наш концерт. Я надеюсь, он вам понравится. Мы постараемся сделать все от нас возможное. Ну и, конечно же, мы от всей души поздравляем всех наших сограждан с наступающим праздником. Желаем всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего и светлого. Asta a fost. Dragilor, ce să zic, noi o să mergem acum în scena platoului nostru ca să vă cântăm Urarea de Sărbători și vă spunem împreună la mulți ani, da? Hai! La mulți ani! Sărbătoare, hai primește-ne în casă, c-am venit cu o urare, c-am venit, c-am venit cu o urare. Câte flori sunt în livadă,
să vă vadă. Să vă fie cald și bine, să aveți pe masă pâine, copilașii să vă crească, inima să vă florească. Găsiți cinstite gazde, azi în zi de sărbătoare, hai primește-ne în casă, c-am venit cu o urare, c-am venit, c-am venit cu o urare. Câți cărbuni sunt în cuptor, tot atâția ani cu spor, fie veseli să aveți pe masă, inimă bună mereu, să vă ajute Dumnezeu. Oameni dragi, fiți fericiți, 1000 de ani în pace să trăiți. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani să trăiți. Foame și nici de război, să mai țină pământul, să se îndure de noi. Să ne luim, să ne învățăm a ta prin sufletul nostru, plăiască dragostea, lumina ce cura, ne fie cugetul de sărbători. Și-n fiecare zi, noi oamenii să fim mai buni. Oameni dragi, fiți de ani în pace să trăiți. La mulți ani.